Bună ziua! Am avut plăcerea să am o întrevedere cu președintele adunării parlamentare NATO, domnul Karl Lammers, și cu secretarul general al organizației. Suntem extrem de mulțumiți de faptul că Bucureștiul a fost ales ca gazda acestui eveniment important. Multă lume spune că poate că a costat ceva bani, dar cred că din punct de vedere al investiției în prestigiul și influența României, cred că această investiție se justifică și sper că această conferință să aducă dividende pentru Alianța Atlantică, pentru membrii și partenerii Alianței și pentru țara noastră. Discuțiile noastre s-au concentrat asupra temelor principale ale dezbaterilor care încep la București. Prima temă pe care am dezbătut-o în profunzime a fost situația din Afganistan și mai ales modul în care această țară și întreaga zonă euroasiatică se vor comporta după ce operațiunea militară va lua sfârșit, probabil în 2014. România are un contingent numeros în Afganistan. Ne-am făcut datoria și am plătit și cu sânge și cu resurse angajamentul nostru față de NATO, dar acum trebuie să ne gândim ce se întâmplă după ce operațiunea militară se va sfârși. Și am pledat pentru găsirea unui echilibru, atât între țările NATO, Statele Unite, Europa, dar și cu mari jucători din regiune, fie că este vorba de China, de India sau de Rusia, va trebui să găsim un echilibru, astfel încât întreaga zonă să rămână stabilă și predictibilă. La rând am discutat despre evoluțiile din Nordul Africii, Orientul Mijlociu și Orientul Mijlociu extins, mai ales efortul și obligația pe care le avem de a asista Libia și alte țări din acea zonă pentru a reconstrui societăți democratice. Din punct de vedere al reconstrucției infrastructurii și instituțiilor democratice, dar inclusiv și din reconstrucția sistemelor militare din acele țări. Și aici, domnul președinte a vizitat recent acea zonă și am discutat despre modul în care și România poate să acorde expertiză din punct de vedere al tranziției către un sistem militar modern, transparent și democratic în acea zonă. Al treilea rând, am vorbit despre regiunea noastră și despre dorința intensă a României de a vedea ca rezultatele summitului NATO de la București de acum câțiva ani să devină realitate atunci când condițiile vor fi reunite. Am vorbit și atât despre Georgia, am vorbit despre Balcanii de Vest, am vorbit despre Ucraina și Republica Moldova și, evident, despre evoluțiile din zona mediterană, inclusiv evoluțiile recente dintre Turcia, Israel și evoluțiile din Cipru. În ultimul rând, am discutat despre problema bugetelor, o problemă sensibilă la nivelul Alianței și inclusiv la nivelul României. Suntem preocupați de riscul ca Europa, prin scăderea dramatică a bugetelor de apărare, să ajungă într-o formă de irelevanță strategică. Pentru asta va trebui să găsim atât mai multe resurse. Acest lucru este destul de complicat în condițiile de austeritate și criză bugetară și financiară, dar formule mai creative, smart defense, apărare inteligentă, găsirea de forme regionale și subregionale de colaborare, cred că pot să reprezinte soluții care să ne permită să continuăm să avem structuri militare capabile să ne apere și capabile să proiecteze forța atunci când interesele Alianței le necesită. Acest concept nu înseamnă renunțarea la obiectivul de a avea 2% din PIB alocat apărării, așa cum este directivă politică NATO și așa cum și România s-a angajat. Deci acest lucru încearcă de fapt să găsească o formulă de optimizare a resurselor, dar nu înseamnă că se abandonează ideea de a avea o țintă bugetară de 2%. România va consuma și va cheltui pentru apărare în 2011 0,8% din PIB. Este evident o cifră care este mult sub nivelul minim necesar pentru înțestarea armatei. Și vreau să spun și aici un lucru pe care trebuie să-l facem, indiferent de constrângerile bugetare, măcar pentru militarii noștri de pe teatre de operațiuni externe, în principal din Afganistan, să le putem asigura condiții moderne și decente de echipament, de protecție, pentru că dacă nici măcar acolo unde avem trupe trimise în război și cu riscurile pe care și le iau, nu putem să punem resurse, atunci nu putem să pretindem
că suntem o armată și o națiune care își respectă militare și își respectă cei care iau riscuri pentru securitatea noastră națională. Dar 2% rămâne o țintă, când va fi atinsă este altă întrebare. Acest subiect nu dinamitează, să zic, obligația politică pe care țările NATO le au în continuare. Okay. And all the best. See you on Monday.